Pe poarta celei mai mari tabere de refugiați din Austria intră zilnic femei cu copii sau tineri fugiți din calea războiului, aflați în căutarea unui trai sigur și ceva mai bun. Din datele oficiale, în tabără sunt în jur de 1.000-1.200 de migranți. Am făcut solicitare Ministerului de Interne din Austria pentru a ne permite să filmăm în interiorul taberei de migranți, de refugiați, însă răspunsul a fost categoric nu. Migranții au lăsat în urmă rude și o viață întreagă. Un tânăr din Maroc luptă să ajungă în Spania să-și regăsească familia. Nu a mai ținut cont nici de durerea provocată de rănile la picioare după zile întregi de mers pe jos. Merg spre Spania. Sunt de 5 zile aici, iar mâine plec spre Elveția. Turcia, Serbia, am mers pe jos 10 zile. Am venit din Afganistan prin Grecia, ilegal, și am luat pașaportul și ID-ul din Grecia. După Grecia am venit aici cu avionul pentru că fratele meu este aici. Sunt de 6 luni aici și totul este foarte rău. Nu putem merge la doctor și e dificil să vorbim cu ei că avem probleme. Îi ajutăm să învețe germana, îi ajutăm cu haine, dar majoritatea refugiaților sunt în centre, așa că au asigurate hrana și alte lucruri. Este dificil în țările lor și de aceea vin. Cei mai mulți migranți vin din Irak, Afganistan, Siria sau zone din Africa. Zile în șir au îndurat foamea și frigul. Oricare ar fi țara din care provin, migranții au trasee bine stabilite. Niciunul nu trece însă prin România. Migranții vin prin Italia pe calea apei, iar alții vin pe jos prin mai multe țări ca Ungaria, Polonia, Bosnia, Croația, până aici. Turcia, Bulgaria, Serbia, Ungaria. Nu prin România. Djibouti, Turcia, Bulgaria, Serbia, Ungaria și Austria. Sunt din Afganistan. Nu, prin Serbia. Bulgaria, Serbia, Ungaria, Austria. Ministerul de Interne austriac arată că până la sfârșitul lunii octombrie au fost depuse aproape 90.000 de cereri de azil, cu o creștere de peste 200% față de anul trecut. Peste 100.000 de migranți au fost prinși anul acesta în Austria, iar 75.000 dintre ei nu fuseseră înregistrați și verificați anterior, precizează autoritățile austriece.